Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Laurențiu Reghecamp se simte mai împlinit ca niciodată, asta de când în viața lui a apărut micuțul Liam, iar antrenorul își ține urmăritorii la curent cu toate momentele frumoase din viața lui și de această dată a publicat o fotografie emoționantă cu fiul său pe rețelele de socializare. Corina Caciuc a devenit mamă pentru prima dată, pe 19 mai. Anul acesta, iar de atunci viața ei și a antrenorului s-a schimbat radical, iar cei doi sunt mai fericiți ca niciodată. Laurențiu Reghecamp a postat o imagine emoționantă cu fiul său într-o ipostază neașteptată. Antrenorul și-a surprins micuțul în timp ce dormea, îl iubesc pe tata, este mesajul care apare pe bodiul micuțului Liam. Laurențiu Reghecamp și Corina Caciuc au avut parte de un eveniment special, pe 25 septembrie, asta pentru că cei doi și-au creștinat fiul. După scandalul dintre el și Ana Maria Prodan, antrenorul a decis să schimbe biserica în ultimul moment. Laurențiu Reghecamp și Corina Caciuc au avut parte de o petrecere pe cinste la un restaurant de lux din capitală. Iar invitații s-au distrat până în zori alături de cei doi. Printre artiștii care au încins atmosfera la petrecerea de botez a fost nimeni altul decât Costel Biju, iar imaginile au fost virale pe rețelele de socializare. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.